Buongiorno a tutti. Tutti frutti. Pentru că nu suntem în București, nu suntem la Adâncata, suntem doar adormiți în Italia, la mai puțin de 5 km de circuitul de la Mugello. E ora 7:44, mergem să bem o cafea și după aia alergăm până la circuit și pe circuit. Și astăzi o să fie o zi super interesantă pentru că o să ne întâlnim cu Michele Pirro, Troy Bayliss, încă 2-3 nume foarte mari în Italia pe care eu nu le cunosc. Și cel mai important, dar cel mai important, ar trebui să ne întâlnim cu Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo, care este ambasador Super Soco. Pentru că, mulțumită băieților de la Super Soco, astăzi suntem în Italia. Arată destul de interesant aici. Se vede destul de drăguț afară. Un pic am murdar geamul, dar astea sunt detalii. Cel mai important este că o să mergem la circuitul de la Mugello. Și am pregătit ceva special. Un geamantan extraordinar de mare, de, cred că, undeva la 20 și ceva de kilograme, care are doar echipament foto și video și un echipament complet de circuit. Astăzi ar trebui să intrăm pe circuitul din Mugello, fie pasager, fie cu o motocicletă Ducati. Ce Ducati? Nu rămâne decât să vedem. Bună dimineața! Ce faci? Te muți? Da, la Mugello. Merge? Merge. Merge, normal, tot timpul filmează. Entuziasmat? Pregătit? Wow. Vii pasager? Nu. No. Am încercat. Cu cine dăm? Tot tine, tot ceva. Tot. Role. V4R, super legera ala de 120 niște de mii. Niște role în doi timpi. Niște. Ce ai furat acolo? Micul dejun al dumneavoastră, șeful. Hai că atunci nu e furt. Ce ai cu mine? E dimineață. Și Radu vrea să ducă pe circuit, pe circuitul electric. Eu vreau să mă duc acolo, e un circuit de piscină. Aș da orice la acel, să mă duc acel la acea piscină, sincer. Da. Tu vii la circuit să dai la piscină? Păi eu pot să mă, dacă vreți să vă jucați la circuit, mergeți la Adâncata, cel mai tare circuit din lume. Da. Circuitul de la Mugello. So. Nu. Si. Ce alte cuvinte mai știi în italiană? Stânga și dreapta. Sau dus. Sinistra și destra, da. So. Grazie. Nigeria. Asta era dreapta, da. Pe dreapta. Eu stat în fața mea. Nu, e supărat pe el. Voiam să fiu țărancă de aia de București și să-i fac o poză pe sumasă, dar am zis că nu mai am. Era fotorel de aici? Nu știu sau nu. Nici eu, nu știu, poate face era mișto. Era spatele tău. Zău că tu nu l-ai văzut? Ai mișto că l-ai văzut? Dar tu, era în spatele tău, în fața mea. N-am văzut, jur, a trecut Lorenzo pe lângă noi și eu l-am văzut. A stat în spatele tău, gen 30 de minute. Jură-te că nu l-ai văzut, nici venit, nici plicând. Jură-te în franceză. Nu l-am văzut, am stat lângă Lorenzo și nu l-am văzut. Când ați stat voi de ați filmat, e posibil să fie apărut pe cameră. Cine? Lorenzo. Și eu nu l-am văzut. Lamas. Bă, băiatule, eu știu un singur motociclist, legendă vie. Motorbike. Eu am crezut că faci efectiv mișto de mine, cât? Păi, te rog eu că frumos, nu crezi, vorbesc acum că se pare de serios. Când am venit eu și râdeam că erau fetele alea cu... A, de aia râdeai? Și după când m-am întors să mă uit după ele, fix era Jorge Lorenzo. Eu nu l-am văzut, îți jur. Da, nu l-am văzut. Vorbesc foarte serios, Bogdan. Nu l-am văzut pe Lorenzo, că a stat în spate. Vorbesc foarte serios. Mamă, nu cred. Eu credeam că de-aia s-a șocat Iulia și a venit la sala din nou. Atunci de-aia m-am șocat, adică a doua oră, da. Pentru că l-am văzut și apoi a venit și a stat lângă noi în spate. Dar nu l-ai recunoscut? Eu de ăla ziceam că arată ca un băiat răzgâiat în boie. N-am prins-o, Bogdan, n-am prins-o. Eram în poveștile proaste ale lui Marius, doamne. A stat lângă Lorenzo și n-am văzut. A great, great dar shame. Dar te-ai și ridicat când te-ai dus să-ți iei paharul de suc și când ai venit era fix în fața ta. Fix în fața mea, uite așa. Nu l-am văzut pe nimeni cu niște ochelari dubioși? Wow. Dacă era stoner... Trebuie să vedem, mă cădeam în genunchi. Am stat lângă Jorge Lorenzo, legendă vie a motociclismului viteză. Și eu îl filmam pe Marius, ca să înțelegi.
50 de mii de euro. Așa arată 200 de mii de euro aici. L-am văzut pe Lorenzo oficial. Am emoții la naiba. Ce emoții? Ce emoții de știi? În cele din urmă, Radu are emoții când mă vede și pe mine o dată în viață, frate. Da, da. I saw you on breakfast. Trust me, I'm really shaking. Everybody was telling me that you were there and I didn't believe it. I was you're just bluffing. I don't trust you. I mean, to see a huge legend leaving, like watching GP from like 2005, watching you growing 125 to 250 MotoGP, battling KC. I mean, what are you? Are you a YouTuber or what? How was the breakfast? It's okay. In Italy, the breakfast is not the best. Ah! Nu, n-am avut așa emoții, jur. Acum l-ai văzut? Acum l-ai văzut bine? Da-i idee! Dar era la masă, măi. La mine! Era la hotel. Ce dracu, l-am văzut! Bă, tu n-ai idee cât înseamnă pentru mine. N-am avut așa emoții în viața mea. Bă, nu, n-ai cum. Asta e maxim de aroganță. Ce poate mai să facă soc de la oameni. Exact. Bă, l-ai umilit în foie ăla. Râdeam cu oamenii că am vorbit cu Lorenzo și am zis... El mi-a zis, probabil m-a... A zis Lorenzo că... Zice, te-am văzut la hotel. Ce, ești YouTuber ceva? Și zic, da, toată lumea mi-a zis că ai fost acolo și zic, crede-mă, nu te-am văzut. Jesus! Bă! This is the real motherfucking... Eu mă uit și mă mir cât de mare e panta. Nu vezi nimic de deal. La televizor, da, și acolo faci power wheel la 350 la oră. Nu știu dacă înțelege cineva entuziasmul pe care l-am. Mă grăbesc acum pentru că am stat la coadă, cred că jumătate de oră. M-am întâlnit cu băieții de la Super Soco din UK. Absolut genial, am vorbit cu ei despre cum s-au dat la Isle of Man. Și acum mă rog să mă înscriu pentru că ar trebui să intru pe circuit. Din câte am înțeles ar fi 4 intrări. Și în 4 intrări avem 20 de minute. Așa că țineți-mi pumnii să mă dau de 4 ori pe Mugello. Mi-am și agitat degeaba. Uite-l, mă! Ok? Da, da, la a doua tură, nu mi-a zis nimeni că nu acum la 11, dar la a doua tură care e la 12 și 20. Urcă-te pe motorul ăsta și gata, dă-i drumul. Urci. Poate totuși rămâne o motocicletă. Cineva zice, n-am chef astăzi și lasă să intre motorbike. N-am emoții la intrare cât am avut când l-am văzut pe Lorenzo. Am o Bogdan, cum e asta? Tu n-ai idee ce ai făcut? Ai făcut un copil fericit. Mamma mia! Deci la televizor nu se vede deloc ce e acolo. E un dita mai dealu și după aia un dita mai valea. Și la 350 motoarele fac așa. La 12 și 20 am. Într-o oră și 10, dar nu mă mai dezechipez, așa stau. Motoguzzi și după aia pe 4. Pandoizi sunt pandoizi și în Italia. Oh.
mamma mia. M-a ajuns cu standerul, te rog? Grazie mille. Ai, 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 ai. Deci schimbătorul e normal. Deci are cutie normală și după aia mergem pe V4. Mamma mia. Traction control cu ABS pe Moto Guzzi, cu un motor de V2 pus invers. Deci nu e pus clasic normal, e pus invers, cu evacuator sport. Hai să încălzesc puțin motorul. Bă, trage într-o parte ăsta. Le moto spente, c'è ancora tempo. Dovete aspettare il mio segnale per uscire. Trage dreapta când îl turezi. Vorbesc foarte serios, e atât de mare cât când îl turezi face așa. Trage într-o parte. Play is here. Ok, the moto is Yamaha R1M. Oi, 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 și eu vreau R1M-ul ăla. Ca un copil în magazinul de bomboane. Ca un copil în bomboanele din magazinul din de bomboane. O să stau așa, să nu mi se vadă camera. În mod normal live-ul e cu camera. Mamma mia. Traction control, ABS. Unde sunt oglinzile? Nu mă uit în spate, eu în viață mă uit doar în față. MG are 14.000 de kilometri. Ce zici? A plecat Jorge. A plecat Jorge? Păi mă duc și eu atunci. Fii atent, i-au pus scărițe racing. I-au adaptat scărițele să fie mult mai în spate. Să nu dai cu ele pe jos. Dar ea nu mă cunoaște. A zis să merg încet că nu sunt cauciucurile de circuit. Mai tare de 200 nu merge așa că... Merge, merge. Cu V4 merg după aia acolo la roșu. Arigale? Da. Un giro, due giri, o intrare, o rupe la fâșu. Păi și când intră, au zis două ture, dau ei. Și după aia noi, așa. Și când trebuie să ies? Eu nu ies. Până nu rămân fără benzină, nu ies. Copii filmă la mâine. Băi, băiatul ăla de România, spui jumătate. 3 jumate. Eu la ora aia să fiu în biserică. O să mă gândesc la tine, o să fiu aici cu cotul pe jos și o să mă gândesc la tine. Să-mi că se vede că te bucuri. Bă, nu că mă bucur, aia ziceam și eu, nu cred că are cineva idee cât de... Adică ce înseamnă pentru mine fiind atât de mare fan la toată chestia asta. Fii atent! O facem și pe asta. Oh, da, o facem și pe asta. Pe Mugello. Pe Mugello. Și cu ce motocicletă? Cu Moto Guzzi, după care urmează să luăm un V4. Nu știu dacă V4S, dacă V4R sau dacă un V4 normal. Oh, Doamne, Super Soco România, nu ai idee cât de fericit m-ai făcut. Ia uite, numai una și una. Numai o motocicletă și o motocicletă la Mugello. Are quick shifter oare? N-are quick shifter. Wow, hello, Jorge Lorenzo e deja pe circuit cu Michele Piro. Ia uite o motocicletă acolo, vine cineva. Fuh, liber. Trebuie să o luăm ușor pentru că n-avem gumele încălzite, n-avem gume, n-avem gume de circuit, n-avem nimic, nu vreau să cad, nu vreau să trântesc, vreau doar să văd senzația asta. Bă, nu, nici n-are nimeni nicio idee cât de fericit sunt și ce vreau să... Mamma mia! Face coborâre! Vai leu, mamă, mamă, mamă! Vai de mine! Arabiata 1 și Arabiata 2. Vai de viața mea cum arată un circuit. Și Arabiata 2, aici din păcate s-a murit. Viraj enorm. Vai,
fai, 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 fai. Doamne, o să fie... Vai de mine, cum e virajul ăsta, nu te cred. Oh my god. Vai de mine, cum arată, bă. De viața mea. Nu te cred, e spectaculos, splendid, absolut infinit de frumos. Deci era din fața mea cu o sportivă și eu îl prind. Dar n-am corner speed atât de mult precum aș fi vrut. Și acum full gaz. Chele Piro. Fii atent. Aici băieții sunt cu coatele pe jos. Mamma mia! Am pus și genunchiul jos. Absolut genial. Absolut briliant. E spectaculos circuitul. E spectaculos. Sure, thanks. N-ai idee cât de mult îți mulțumesc. Absolut. E spectaculos circuitul în sine. Deci nu se vede la televizor. Ture? Pro 5. Da? M-a depășit Lorenzo de două ori, l-am făcut pe interior.
Nu, era cu mâna ridicată, chiar l-am depășit pe Lorenzo. Deci circuitul nu e deloc ca într-un joc, ca la televizor. Dealuri, coborâșuri. San Donato acolo. Vai de mine, vai. San Donato arabiata, să vezi cum e. Arabiata 1 2, fo. Genial. Genial. Wow. Wow. Wow, deci circuitul nu se compară cu nimic. N-ai idee cum e să vezi. E hău, e urcarea pe Arabiata, ieșirea în ultimul viraj. Nu se termină virajele, adică ești... Wow. Ți-ai împlinit un vis, o? Wow. Un vis, chiar că e vis. E atât de multă gălăgie aici și sunt atât de transpirat. Am mers pe circuit cu Lorenzo, mama, am răgușit. Și mai e o zi și cam așa e aici. Da, pe circuit cu Lorenzo, cu Piro, cu Troy Bayliss, oamenii sunt maniaci și foarte prietenoși. Cum e Bogdan? Excelent. Excelent? Îți place? Da. Păcat că nu pot să mă dau pe circuit. Poți să te iau eu la adâncata dacă vrei. Nu vreau. Înseamnă că nu-ți doreai suficient de mult. Mama a răgușit la cum am țipat. Eram zic, nu te cred! Băi, e spectaculos tot. Hai să mâncăm ceva. 2 ore și jumătate a trebuit să am intrarea pe circuit. Uitați-vă cum arată, mamă, ce codiță. Oh. Doamne, cum arată. No, I took them out like 20 seconds ago. Grazie. Oh, Doamne, oh, Doamne, ce emoții mă pasc. Are grijă că este galben aici. A căzut fix numărul 27.